Vă salut, dragi prieteni, și bun găsit la un nou episod. Astăzi vreau să discutăm puțin despre Canisa Biscul Domnului, da? Canisa noastră. Ce presupune acest domeniu, cât și care este prețul corect a unui pui de ciobănesc caucazian și nu numai. După cum puteți vedea aici de față, avem o comandă de la Royal Canin. Noi numai cu Royal Canin creștem pui de ciobănesc caucazian, mioritic și așa mai departe. Urmează și ciobănești de Asia Centrală. La câinii maturi putem da o mâncare mai obișnuită, da o mâncare mai de jumate, așa, dacă vreți. Dar când vine vorba de pui, fie el mioritic sau caucazian, necesită un astfel de mâncare. Avem aici de față Royal Canin Giant Puppy. Puțin mai în spate este starterul cu care hrănim prima dată pui, da? La 3 săptămâni începem să îi hrănim în combinație cu lapte praf. Ați văzut în episoadele noastre anterioare. Astăzi am făcut o comandă, pe canisă. Da, avem și un contract. Avem aici și factura. Tot ce vedeți de față a costat undeva la vreo 700 de lei, mai puțin ultimul sac care îl cumpărasem noi înainte de la alt magazin online. Astăzi am primit un cântar pentru a cântări cățelușii, doi saci de Royal Giant Puppy și niște vase de depozitare, da, niște recipiente de depozitare, pentru că odată umblat la sac, iese toată aroma, pot pătrunde muște și așa mai departe. Așa că cel mai igienic și cel mai corect e să băgați mâncarea într-un astfel de recipient. Ce vreau să mai subliniez la această hrană, după cum observați, nu știu dacă se vede în cadru, acești saci vin la 17 kg și pot fi luați numai pe canisă. Deci trebuie să aveți canisă ca să puteți intra în posesia la această hrană. Sacul e undeva la vreo 300 și mai puțin, vă spun acum, 292, da, undeva la 300 de lei sacul, 17 kg, un preț bunicel. Un sac de 15 kg eu l-am luat cu 360 și ceva, da, deci mult mai scump și cantitatea mult mai mică. Plus, pe lângă acești saci, pe lângă cei doi saci, am primit acest cântar gratuit și acele vase, da, de depozitare. Să ne declarăm foarte mulțumiți, vom colabora în continuare cu Royal Canin. O hrană care pe noi ne-a convins. Nu totul se rezumă la chilipir, adică dacă cumperi o mâncare mai ieftină, asta nu înseamnă că este și bună. Pentru că o să apară probleme la pui, îi poate da în diaree, nu ia în greutate și așa mai departe. Deci trebuie să vă gândiți și la acest aspect. Eu am testat de-a lungul timpului câteva branduri de mâncare și am ajuns la concluzia că peste Royal Canin nu trece nimic. Și chiar am încercat niște branduri destul de scumpe care nu a putut face față acestui tip de mâncare. Iar ceva interesant am găsit aici, să vă arăt acum. Avem aici un manual, da? Ghid practic pentru creșterea câinilor, un manual foarte, foarte interesant, o carte destul de groasă unde scrie aici o grămadă de informații, orice, de ce nu ia câinele în greutate, tabel de creștere, absolut tot ce ține de dezvoltarea unui exemplar, pentru că atunci când vrei să obții performanță, trebuie să și investești. Aveți grijă de unde achiziționați un câine de rasă, pentru că este foarte important acel câine cum a fost crescut. Mulți fac rabat de la această mâncare și merg cu o mâncare mediocră care scade performanța de creștere a câinelui. Da? De asta am ales acest brand. Ne-a convins de-a lungul timpului
Sunt curios să citesc și eu această carte, să vedem ghidul de creștere. Sunt foarte curios. O carte destul de bogată în informații, dacă vreți. O recomand. Bănuiesc că se găsește și pe site-ul Royal Canin sau în librării, de ce nu? Așa arată manualul. Ia uitați, am dat direct la deparazitare. Uitați aici și viermișori. Deci o carte destul de interesantă, zic eu. Și astăzi vreau să discutăm puțin și despre acest domeniu, și anume creșterea câinilor de rasă. O să încercăm în acest clip să discutăm pe etape, da? În primul rând, haideți să începem cu mâncarea, da? Cu hrana, pentru că n-ai cum să faci rabat de la așa ceva, pentru că ai să pierzi din performanța câinelui, nu se va dezvolta așa cum trebuie, osătura nu va fi pe măsură și la maturitate veți fi dezamăgiți. M-a sunat o grămadă de oameni și mi-a spus: domnule, zice, am luat un câine, am dat 600 de euro pe el, l-am luat de la așa ziși crescători care se consideră crescători de câini de rasă, am dat 600 de euro pe un câine, chiar am pe cineva care a luat de la noi un exemplar. N-am să dau numele acelui crescător că nu-i frumos, dar omul se plângea la mine că nu i-a dat certificatul pedigree, da? Deci la 600 de euro omul nu a primit certificatul pedigree. Partea proastă este că acel exemplar nu era un ciobănesc caucazian, era un câine metiș. Ei când sunt mici, aproape toți sunt la fel, e greu să-ți dai seama, trebuie să fii un foarte bun cunoscător, da? Crescător mai degrabă, ca să-ți dai seama că nu e un câine original. S-a dus omul acasă, l-a crescut și după 5, 6, 7 luni, când a început câinele să crească, să se dezvolte, a văzut că nu era ce trebuia. Și atunci omul s-a interesat pe internet, pe Facebook, pe YouTube, a dat de noi și a luat omul o femelă de ciobănesc caucazian, este foarte mulțumit, chiar a participat la expoziția UCHR unde a luat locul 1, deci omul era foarte mulțumit, noi am oferit și certificat pedigree. Deci niciodată n-ai cum să cumperi un câine ieftin și bun, pentru că vă spun și de ce. În momentul în care dai la câini un astfel de mâncare, e o cheltuială pe măsură. Deci eu numai pe 2 saci am dat 600 și ceva de lei, deci cheltuială foarte mare. Asta e o mâncare care în maxim 2-3 săptămâni eu am dat-o la câini, pentru că avem și ciobănești caucazieni și ciobănești mioritici, undeva la 15 la număr, mănâncă. Gândiți-vă că bagi cana de 15 ori și se cunoaște, vă dați seama, se cunoaște când iei din sac. Nu mai spun de suplimente și așa mai departe, dar când vine vorba de calitate, e bine să nu facem rabat. Acest domeniu trebuie tratat cu mare seriozitate. În primul rând, seriozitate, da? Încredere, trebuie să-ți faci timp să discuți cu acel cumpărător. Noi am lăsat numărul nostru de telefon public, unde discutăm cu foarte multă lume, atât cu cei care au cumpărat, cât și cu cei care n-au cumpărat de la noi, au nevoie de informații, nu știe cum se administrează o mâncare, nu știe ce fel de mâncare, și atunci noi rupem un pic din timpul nostru și acordăm un pic de atenție și celor care nu se pricep. Aspectul cu mâncarea, zic eu că l-am terminat, este mult de discutat. Pe lângă mâncare mai necesită și multivitamine, da, calciu și așa mai departe, deparazitări, vaccin și o grămadă de lucruri care necesită foarte multă cheltuială. A doua etapă este prețul câinelui, o să discutăm pe scurt și aici, pentru că foarte multă lume
mă întreabă atât pe Facebook cât și pe YouTube ce preț are un exemplar. Nu poți avea un preț fix pentru că sunt exemplare între exemplare. Toți vor să aleagă primul pui, deci vă dați seama că prețurile sunt diferite. Dar că toți suntem la capitolul preț, haideți să facem așa și un pic de calcul, dacă vreți. Am văzut și pui de ciobănesc caucazian la 200 de euro, la 300 de euro. Nu știu sigur dacă sunt caucazien 100%, dar eu am văzut prețuri de la 200 până la 500 de euro. Se poate, nu zic că nu, dar în momentul când aplici un astfel de mâncare, da, o atenție sporită exemplarului, și prețul crește. Deci n-ai cum să investești atâția bani în mâncare, să-i dezvolți foarte bine, da, să-i formezi dacă vreți, și să-i dai pe 200, mi se pare o muncă inutilă, practic nu scoți nimic. Gândiți-vă numai cât rahat scoți cu roaba zi de zi, munca ta, timpul pierdut. Deci nu prea face sens undeva treaba asta. N-ai cum să vinzi un câine cu 200-300 de euro, dacă mai scoți și pedigree care l-a făcut 800 de lei, în cazul în care nu participi cu câinele la expoziție, acel pedigree costă 800 de lei. Chiar și eu sunt nevoit să plătesc acești bani, pentru că Everest nu este arbitrat. Și vă spun și de ce nu l-am arbitrat, de ce nu m-am dus cu el în expoziții. Câinele are urechile cupate, așa a prins atunci, perioada aia a fost la graniță cu acea lege. Și n-am putut să mă înscriu cu el în expoziții, pentru că nu mai ai voie să participi cu un câine cu urechi cupate. Da, trebuie să te duci pe la vreun doctor, să te milogești de ei, să dai ceva bani, să-ți dea un document, act, ceva la mână ca să confirme că acel câine a avut o problemă la urechi și de-aia au fost tăiate. Eu n-am să fac așa ceva, sunt un om corect, sunt un om care nu place să umblu cu chestii de genul ăsta. Nu se poate, nu se poate, asta e. O să încercăm poate la expoziția UCHR, mi se pare că acolo e mai permisibilă un pic treaba. O să vedem pe parcurs ce vom face. În momentul de față sunt nevoit să plătesc acele certificate pedigree, care v-am spus costă 800 de lei unul. De-aia vă spuneam puțin mai devreme că n-ai cum să dai un câine la 300 de euro când numai certificatul costă 800 de lei. Dacă mai pui și mâncarea, mai pui și deparazitarea, mai pui și vaccinul. Mă uitam că s-a făcut vaccinul de parvoviroză, da? Primul vaccin s-a făcut 80 de lei, deci niște prețuri foarte, foarte mari. Face singur socoteala, că e foarte simplă, adică le pui pe hârtie frumos. Hai să luăm în calcul și mâncarea pe timpul gestației, da, pe 60 de zile. Acea femelă trebuie să mănânce o mâncare de calitate, o mâncare super premium, pentru a putea dezvolta fătul. Sunt multe de luat în calcul, care mulți trec cu vederea și aleargă după un chilipir, da? Aleargă după un preț mic, când vine vorba de un exemplar. Și eu la rândul meu am cheltuit o grămadă de bani, și eu la rândul meu am alergat după câini în toată țara, am făcut sacrificii. La început a trebuit să vând doi caucazien de-ai mei ca să iau unul, da? E vorba de Everest. Everest a fost un câine care a costat destul de mult. Dar nu-mi pare rău deloc, e un exemplar extraordinar, un exemplar top pentru mine. Asta căutam. Mulțumesc crescătorului de unde l-am luat. Este un câine care transmite foarte bine. Puii tot așa sunt foarte, foarte frumoși, foarte bine proporționați. Osoși, cap, bot, labe și așa mai departe. Deci sunt foarte mulțumit de acest exemplar. Pentru cei care nu știți, tata lui Everest e un grand campion în Rusia, a dus la noi aici în România. Bineînțeles, în cunoștințe, nu așa la orbul găinii, nu mai se bătea cineva cu pumnul în piept, mi-am adus câine din Rusia. Ți-a dus, dar dacă nu ai cunoștințe, nu ai relații în acest domeniu, poți să ți-ai țeapă să te trezești cu un câine normal, care n-are nicio treabă cu o linie
foarte bună și puternică. De asta vă spuneam, este destul de costisitor când vine vorba de pretenții. Eu ca și crescător am ales câteva linii diferite, am zis să formăm așa un echilibru, calitate-preț. Deci avem prețuri în funcție de exemplar, nu avem prețuri fixe, dar asta nu înseamnă că acei câini nu vor fi crescuți cu acest tip de mâncare. Deci absolut, că e mioritic, că e un ciobănesc caucazian nearbitrat, noi creștem câinii cu acest tip de mâncare, care într-adevăr costă, dar face și diferența. Deci am comparat două tipuri de mâncare, Royal Canin și un alt brand care nu o să-i dau nume, iar diferențele de sporul de greutate era cu mult peste la Royal Canin. O hrană neechilibrată, o hrană așa după ureche, poate îmbolnăvi câinele de-a lungul timpului. Da? Atunci iar intervine probleme, du-te cu el la doctor, alte cheltuieli, dacă tragi dungă și aduni, ajungi tot acolo. Banii care îi lași la doctor să-ți tratezi câinele, îi pui peste acea mâncare care ai dat-o și iei ceva de calitate. Părerea mea. Deci cam asta e ideea. O altă etapă, de unde cumpărăm câinele? Foarte, foarte important și acest aspect. Nu vă lăsați păcăliți și impresionați de preț, pentru că un preț mic nu înseamnă și calitate, da? Vine vorba de calitate și prețul crește, da? Urcă. Dacă ținem cont de ce v-am spus mai devreme, vaccin, deparazitări, hrană pe măsură, vitamine, tot ce ține de creșterea exemplarului, trageți dungă, faceți-vă un calcul, munca omului, timpului acordat, pierdut, da, eu n-am zile libere, n-am concediu mare, munte, astea le-am scos din calcul, pentru că n-ai cu cine lăsa acești câini, nimeni nu vine să dea de mâncare la un astfel de câine, deci e foarte mult timp acordat în acest domeniu și orice muncă trebuie și plătită, da? Deci atenție de unde luați câinii, nu vă bucurați la preț mic, pentru că mai târziu o să vă pară rău. Odată că plătiți prețul cățelului, să zicem 300 de euro, mai dai și pe mâncare și când se face câinele la un an, o să fii mulțumit, o să fii dezamăgit, de ce al meu nu-i ca al tău și așa mai departe, că mulți m-au întrebat. Dom'le, mi-am luat și eu un câine ciobănesc caucazian, dar parcă nu-i ca ăla. Păi nu e ca ăla, cât ai dat pe el? Păi am luat cu 300 de euro. Are pedigree? Păi n-are pedigree. Și atunci e și normal să fie o astfel de diferență și e normal să fii și dezamăgit până la urma urmei, că ai pierdut o căruță de bani, pentru că și întreținerea acestui câine necesită cheltuială. Un an de zile să-i dai mâncare și să vezi că nu s-a făcut un câine așa cum te așteptai, e destul de nașpa, da? Deci, mare atenție de unde luați, nu vă mai bucurați la chilipiruri de-astea, pentru că nu, am spus-o și o repet, n-ai cum să faci din rahat bici să și trăznească, n-ai cum așa ceva. Vrei să-ți iei un câine, vrei să te gândești, vrei pază, mergi pe pază, vrei expoziții, te duci la un crescător, domnule, vreau un câine de expoziții, vreau să particip cu el în expoziții. Depinde ce-ți dorești. Vrei un chilipir, nu te interesează expoziții, nu te interesează reproducție, te duci frumos, ți-ai luat un câine de pe OLX și multă sănătate, ai terminat problema. Te interesează să-ți facă pază acolo în curte și atâta tot. N-ai pretenții de expoziții și așa mai departe. Sunt multe de discutat pe această temă, nu o să mai mă lungesc cu acest clip. Sper că m-am făcut înțeles. Căutați, informați-vă, nu vă mai bucurați la chilipiruri, nu vă mai stricați banii de pomană, că dacă vă arăt pe pagina mea de Facebook câtă lume m-a întrebat în privat și câte poze am primit, domnule, mi-am luat un câine, e caucazian, domnule, mi-am luat o cățelușă, e caucazian. Eu acum nu sunt genul de om să fac omul să se simtă rău. Încerc să-l consolez, încerc să-l fac să aibă grijă de acel câine care și l-a luat. Asta e, atât s-a putut. Eu l-am încurajat mereu.
o să-l consolez acolo frumos și atâta tot. Altceva n-am ce să, cu ce să-l ajut. Să-mi dau cu presupusul așa la o imagine. Până nu vezi animalul în față, până nu te uiți în pedigriul lui să vezi ce linie are în spate acel exemplar, n-ai de unde să-ți dai seama de el. Sunt multe de discutat. Trebuie să te uiți atenți la dinți, la culoarea ochiului, la foarte, foarte, foarte multe aspecte. Cum merge, cum calcă, cum stă poziția lui, pieptul, capul. Deci sunt chestiuni care necesită foarte multă atenție. Ca să nu dai greș, caută un crescător renumit, un crescător care respectă ceea ce face, da, cu seriozitate și nu vei da greș. Deci n-ai cum să dai greș. Bineînțeles că sunt foarte mulți crescători, dar când vine vorba de seriozitate, câteodată lasă de dorit. Pentru că o știu de la persoane care s-au văitat la mine, m-a sunat, avem numărul nostru e public, m-a sunat o grămadă de oameni și s-au văicărit, da? S-au plâns la mine că n-au fost mulțumiți de unde au cumpărat. Nu sunteți obligați să luați de la noi, luați de unde puteți, dar faceți-vă bine temele, informați-vă cine e acel crescător, de câți ani crește câini, ce exemplare are, pentru că degeaba crești câini de 20 de ani, dacă nu și investești, nu aduci nimic nou, nu vii cu nimic nou. Deci, în domeniul ăsta trebuie foarte multă investiție, foarte multă pricepere, dacă vreți, și pasiune, în primul rând pasiune. Sper că v-a plăcut acest clip. Haideți să, înainte să încheiem, să vă arăt și cântarul. Poate sunteți curioși. Un cântar de la Royal Canin care a venit însoțit și de o geantă de transport, da? Foarte frumos. Bun, noi mai avem un cântar asemănător. Da, un cântar de la Royal Canin. Haideți să zicem mai aproape. Sper că se vede. Poate vă întrebați înainte de ce cântăream câinii. Eu, ca și crescător, urmăresc raportul lor de creștere, de greutate. Doar așa îmi pot da seama cât de bine evoluează puiul. Da, îi cântăream. Aproape zilnic îi cântăream pentru a putea ține o evidență. Am un caiet unde țin o evidență la fiecare cuib. Am acolo raport greutate-creștere. Da? Deci ăsta e cântarul. Suntem foarte mulțumiți de el. Ia să vedem și geanta. Frumos, îl băgăm aici în geantă. Ia priviți. Super. Geanta, cartea care diseară o să mă apuc să citesc din ea, sunt și eu curios să vedem ce noutăți găsim, ce informații găsim acolo. Asta e sacul de mâncare. Haideți să-l aduc un pic mai aproape aici. Royal Canin profesional, Jean Papi, 17 kg. Mâncare foarte bună. Și să vă mai arăt aceste recipiente. Acesta este recipientul
Ia să vedem, poate găsim și câți litri are. Cred că are undeva la 30, 40, 50, nu știu. Nu scrie pe el. Da, nu scrie. Este pe filet, frumos. Putem păstra mâncarea liniștit. Da, nu scrie cât de câți litri e, dar bănuiesc că are undeva la 30-40 de litri. Adică încape suficient sacul aici în el. Cam ăsta a fost clipul nostru, sper că v-a plăcut. Nu mi-o luați în nume de rău, fiecare e liber să facă ce vrea, să cumpere de unde vrea. Eu v-am spus ce am avut de spus, v-am arătat ce am avut de arătat. Suntem transparenți, nu avem niciun secret. Cum am văzut la alți crescători, am întrebat odată pe cineva, a venit vorba de mâncare și mi-a retezat-o din start. Vii, cumperi câine de la mine, după care spun ce trebuie să-i dai să mănânce. Deci mi s-a părut puțin arogant, am încheiat discuția cu acel om și m-am luat să citesc, da? Cele mai bune informații le citiți, le descoperiți, le căutați. Nimeni nu o să vă dea sfaturi gratuit, mai ales că în ziua de astăzi totul costă. Fiecare își face timp acolo pentru a afla câte o informație. Deci toți putem face treaba asta. Încă o dată sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like, pentru că această informație să ajungă la cât mai mult public. Vă doresc o săptămână plăcută tuturor, multă sănătate și Doamne ajută!